A venit ziua cea mare! Zac în familia noastră, acasă! Wow, era un vis devenit realitate. În acest video o să cunoașteți și pe mama lui Zac, dar și pe tatăl lui și la fel ca până acum o să mai rămânem în incertitudine și o să mai adunăm încă 1.000.000 de întrebări. Episodul 3. Acasă în familia Mateș. Am venit cu niște jucării pentru bebe. Atingeți că e... Ia, ce moale, da, e așa faină. Și ăsta, ce faină e. Așa senzorială, ce cadou. Ăsta tu l-ai pregătit? Da. Noi am continuat să îl vizităm pe Zac săptămână de săptămână și ce știam este că în paralel îl vizita și mama lui, dar de fiecare dată declara că nu îl poate îngriji și că nu își poate asuma acest lucru. Priascu! Da! Priascu! Priascu, da! I-au dat doi dințișori jos. Hai, Pitu, hai. Și nu prea vrea să mănânce astăzi. Suntem în salon. Aici, în spital. Ce faci? Am simțit emoționată și eram tristă că când vine acasă nu mă vrea. Hei, ai progresat! Ei, vai, de ce ai supărat iubitul? De ce e iubitul? Mi-am luat inima în dinți, am sunat-o pe mama lui Zac, pe Maria, și am dat de o voce liniștită, blândă, plină de frică, parcă vorbeam cu un copil. I-am propus să vină la București, să ne cunoaștem și când am văzut cât de deschisă e și cum a acceptat direct, m-am urcat în tren, fără bilet. Fără bilet pentru că Paul a zis că o să-mi cumpere bilet online și să fug repede ca să nu pierd trenul și m-am dus în tren și în timp ce am ajuns în tren s-au blocat biletele, nu mai puteam să mai cumpăr online și eram acolo. El era la o conferință, eram singură, plină de incertitudine, așa, dar a fost foarte, foarte interesant și drumul. Am mers fără bilet, dar ulterior l-am cumpărat de la controlor. Când am aflat că Zac venea acasă, nu îmi venea să cred, aproape am plâns. Nu știam ce să cred, oare e adevărat, dacă o să se ține de cuvânt, nu se ține de cuvânt, ce fel de om e, mă duc degeaba... Abia așteptam să o cunosc, să văd tot istoricul, să aflu mai multe detalii despre cum a născut, cum s-a simțit în timpul sarcinii, ce s-a întâmplat, ce a determinat-o să facă lucrul ăsta. Aveam o mulțime de întrebări și abia așteptam să o cunosc. Am găsit o fetiță de 18 ani, arăta mai tânără. Întâlnirea asta mi-o imaginam altfel, mi-o imaginam că o să fiu împreună cu Paul, că o să facem cunoștință, el știe să vorbească mai bine decât mine. Eram foarte emoționată, ne-am întâlnit, mi-a povestit foarte multe lucruri despre prima parte a vieții lui Zac, iar eu i-am povestit despre cealaltă în care noi am fost împreună ca familie și l-am cunoscut pe Zac. Ea era foarte uimită, eu eram foarte uimită. Le-ai iubit, iată, te-și-a scos Zeta să-mi râdă, ia uite! Ție, iubitule, ție! Din punct de vedere legal, ea era singura persoană care putea să-l scoată pe Zac din spital, dar nu avea încredere în ea. M-am bucurat foarte tare de deschiderea ei, că nu, ea a fost un om cu care puteam să vorbesc, i-am câștigat încrederea și eu încercam să o înțeleg, să înțeleg din ce background vine și care au fost motivele să acționeze în felul ăsta, deși, nu, ca mamă este greu să înțelegi. Doamne, zici că simte... Am învățat să fac așa. Când păpăm, da, păpăcesule, da, iubitul meu. Atunci când am ajuns la spital, am ajuns pe secție acolo, au venit medicii, toată echipa medicală, o echipă extraordinară care s-a implicat foarte mult în viața lui Zac și care au avut grijă de el atât de mult timp. Ei și-au luat timp, ne-au explicat cum trebuie să... îl îngrijim. Mi-au făcut instructajul cu tratamentul. Aveam impresia că până acasă o să uit tot. Eu eram cu tata într-o tabără de lângă Cluj și înainte să meargă tata pe scenă să vorbească, atunci mama era la București și semna hârtiile și chestiile să-l ia pe Zac.
Măi, ideea e următoarea. Din toate videourile astea, eu nu aș vrea ca voi să luați o metodă cum să ajungi în viața unui copil total exclus. Deci nu ne luați ca model în sensul ăsta. Cred că cel mai important lucru pe care noi l-am învățat și voi am vrea să-l învățați este atitudinea pe care trebuie să o avem legată de copiii care sunt în nevoie. Asta este ceea ce urmărim. De asta cumva demersul ăsta legal este, mi se pare unul că este irelevant în discuția noastră. Lucrurile s-au făcut total transparent, adică nu e nimic de ascuns. Dar lucrurile stau foarte simplu, prin prisma relației pe care noi o creasem în aceste săptămâni cu spitalul, prin prisma atestării noastre ca familie de plasament și prin prisma acordului mamei, am reușit să îl externăm pe Zac și să primim această încredințare din partea ei, a Mariei, ca Zac să ajungă în familia noastră. Să-și repare piciorul. În drumul spre casă eram eu, Zac, Sara Smith, prietena mea, care avea și ea și are 7 copii adoptați. Eram așa o gașcă mare de copii. Femeia eroină. Umflă roata la mașină. Ține-i mic. Ține-i mic. Îi pregătisem scaunelul, toate lucrușoarele, să fiu în caz de orice. Mă gândeam eu așa, să nu se prea încălzească. N-avea voie să stea foarte mult în funduleț. Am jumătate de oră până acasă și o să-l văd pe Zac. Vai, iubitule, abia aștept să te văd. Nu l-am văzut de o săptămână, de 6 zile, de fapt. Și mi-e tare, tare, tare dor de el. Am ratat externarea asta în care putem să-l luăm din spital. Mă bucur că Sara a fost puternică și s-a dus ea singură. Chiar că eu am avut toată săptămâna asta programată deja. Ar fi trebuit să dau peste ca mulți oameni ca să pot să anulez toate lucrurile. Dar bine că a avut ajutor, s-a dus acolo împreună cu prietena noastră Sara, tot o altă Sara, și l-au scos și abia aștept să ajungă acasă. Wow. Da, pe Melissa am lăsat-o la Cluj pentru că ea peste 2 zile merge într-o tabără. Abia așteaptă și ea să-l vadă pe Zac. Am spus: Doamne, îți mulțumesc că Tu l-ai adus pe Zac acasă. Prima dată când l-am văzut acasă, se uita așa, ce locul ăsta, dar după aceea s-a obișnuit. I-am dat să mănânce, l-am schimbat, l-am iubit. Mi-a plăcut foarte mult de el. Și-l iubesc mult. Îmi aduc aminte că am zis, o zi sau o viață, noi suntem gata să ne sacrificăm pentru tine, puiuțule, și iată-ne cu tine la noi în casă. Era wow, în sfârșit la noi în familie. Primele zile au fost unele extraordinare, în care nu simțeam oboseală, erau așa euforice. În fiecare zi vedeam cât de frumos începe să se dezvolte, începea să mă ceară, să mă caute cu privirea. Atașamentul lui Zac începea să se dezvolte față de mine și față de toți membrii familiei, de fapt. Primele săptămâni din viața cu Zac au fost cele mai grele, dar asta am văzut doar uitându-ne în urmă, pentru că atunci eram atât de entuziasmat și așa all-in, încât nu am văzut cât de greu a fost. Eram în perioada de acomodare, în care nu știam de ce plânge de fiecare dată, eram puțin speriați, dar automat faptul că eram lângă el și puteam să ne ocupăm de el, ne bucuram și nu simțeam frică. Să știi că eu am fost prima dată un pic supărată. Eu vroiam o pereche Franța, dar să fie de la Sara. Și am rămas așa în dubiu. Dar când am văzut băiatul și i-am văzut suferința lui pe paț, cum se citea, nu numai atât, dar avea o tristețe deosebită pe față, atunci a fost ca un cuțit care a pătruns în inima mea și am zis, el are nevoie de ajutor. Mm.
Știu că avea episoade de plâns, medicamentele îi le dedusem, i-am luat saturația și o avea ok pentru el, să ai o saturație de 80 este bine. A fost externat cu saturație 75, deci la 80 și ceva era e bine. Cine mănâncă foarte bine aici? Cine? Te uiți la mine acum, îți place? Îți place? Wow. Oh, mamă, ce deschide gura. Te uiți la mine? Îți place vocea mea? Reacționezi la ea? Ei, da. Cine e acolo? Cine? Te uiți la mine? Te uiți la mine? Da? Ia. Ce bine am mâncat astăzi? Da. Foarte bine am mâncat. Astăzi a vomitat. Adică a vomitat odată. Nu înțelegem de la ce. Da. Nu înțelegem de la ce a vomitat, dacă de la uleiul de pește i-ai pus tu extra acolo sau că s-a înnecat puțin înainte. Poate a avut și un pic. Pa? Sau că ceva nu a fost în regulă. Nu știu. A făcut de două ori acasă. Da? Mamă. Bravo. Măi, tu înainte nu mâncai, de nu te-am prins eu. Merge motorașul. Mult. Hai, pulea, te iubesc. Mult. Când venisem acasă din tabără, era prima dată că l-am văzut pe Zac în alt mediu, în afară de spital. Și am avut așa un val de emoții, eram foarte obosită de la ziua anterioară că nu dormisem deloc și era venit momentul ăla când gata, Zac nu mai era în spital, era la noi, era cu noi, mama îi dădea de mâncare, vorbea despre cum o să doarmă, deci era foarte, foarte șocant pentru mine și am avut așa o explozie de emoții, am explodat, n-am mai putut să mă abțin, nici nu știu de ce plângeam, eram fericită, adică plângeam de iubire pentru el și de fericire că, în sfârșit, după atâta timp, a venit la noi. Și nici piesa n-a gata, e. Poate să vedeți aia. Piesa emoțională. Ia, toate la ora aia. Este prima zi când am stat cu el, așa doar eu. Mai puțin, că după aia a venit tata, dar eu. Astăzi suntem pe 17 august, Zac este la noi de 12 zile, 13 zile, de 13 zile. Da, și filmăm vlogul Back to School. O să începem imediat de filmat vlogul. Vrem numai să îi dăm de mâncare. Pe internet noi încercam să ne trăim viața cumva ca și cum el nu era prezent în viața noastră, dar vă zic că ne mustra conștiința că noi suntem transparenți, vrem să fim oameni ai adevărului, nu vrem să fim promotori de lucruri negative, dar în general toate lucrurile bune și lucruri pe care le învățăm le împărtășim cu voi și mă bucur că totuși într-un final putem să facem publică toată povestea lui Zac. Bravo! Ține, stă în fundulețea sa un pic. Ține! Bravo, iubitu! Eu simțeam că am un frate acasă. Cum e că e fratele meu, că trebuie să îi fac laptele, să îi dau medicamentul la timpul potrivit. Ține-i vesel! Am o moacă aici, am o moacă aici și o moacă aici. El este ca un fulg de nea, de zăpadă, din ăla care dacă este un grad în plus, îngheață și se strică, dacă e un grad în minus, se topește și dispare. Așa este Zac de fragil și fragilitatea asta a lui cumva a pus așa o presiune de peste noi, cumva, că eram destul de anxioși așa în primele săptămâni, vai, că dai, mă trezeam noaptea să văd cum e, respiră, dar cum respiră, parcă avea apnee sau cum zice chestia aia, respira. După aia eram așa, zic, știi, câteodată mai vomita, mai începuse să fie zmiorcăit, începea să aibă păreri, nu mai era copilul reprimat, începea să fie copilul cu dorințe și cu așa. Dar oricum, toate una peste alta, privind în urmă, au fost niște momente extraordinare. A durat puțin până când ne-am obișnuit, sincer, cu el în casa la noi, pentru că a avut perioada asta în care plângea destul de mult și cum
copilul ăsta a venit dintr-o dată la noi, adică nu ne-a pregătit nimica. Mama deja n-a mai avut bebeluși de 5 ani de când eram za mic. Era și o chestie nouă, doar că mie mi-a plăcut foarte tare, pentru că ador bebelușii și ce mai scump. Am putut să am grijă de el, să dea de mâncare, să îl schimb, să ajut pe mama cât de mult pot. Am văzut cât de bine se simte aici. Zac, hai să începem pregătirea pentru ziua. Am avut onoarea să ieși și serbăm ziua de naștere. Zac a împlinit un an la noi acasă pe data de 5 septembrie. Gata, o să începem să pregătim chestii. O să avem tartă de lime, paste cu ton, o să avem grătar, o să avem orez, avem limonadă. Va fi mare petrecere în familia noastră. Vreau ca în dimineața asta să fac tot ce ține de partea asta de mâncare, să fac tartele. Da, iubitul meu! Pentru că la ora 5 vin musafirii și până la ora 5 mai am foarte multe de făcut. Amza? Da? Mergem să pregătim decorul? Da. Să scriem așa cu niște scânduri ceva mare, numele lui? Z-A-K? Da? Hai! Bravo, mamă, ce bine ți-a ieșit! Așa, bravo! Mi-am dorit foarte tare să-i țin ziua de naștere exact așa cum i-aș fi ținut oricărui copil de-al meu. Așa că m-am îmbrăcat până și cu rochița pe care am purtat-o la ziua lui Amza. Nu știu dacă ați observat. Când am împlinit un an, eram foarte fericită, dar eram foarte mirată, pentru că el nu părea de un an, părea de câteva luni. Dar asta nu contează, era foarte fericit. Mai avem încă 2 ore. Amza, suntem gata! Zaki, ce faci? Ce faci, zâmbești, ce iubite meu! Unde ai fost? Școală. Ce faci? Unu. Zac. Birthday. Avem scăunele, niște păturici, din astea așa un pic de tematică turcească, dar nu. Am făcut curat pe terasă, grătarul este pregătit, trebuie doar să îl încing. Aici terasa este gata, curată. Să vină musafirii! Tic-tac, mai este puțin și o să vină toți invitații, dar prima invitată este Emma, nepoțica noastră. Deci nu vine să cred că de la 7:30 azi dimineață muncim până acum. Nu știu dacă pare mult, dar eu cu Sara nu ne-am oprit o secundă. Atunci a fost momentul când am filmat ca să-i facem un filmuleț pentru el când va crește mare să poată să-l vadă. O să vină Sara Smith, prietena noastră de foarte multă vreme. Sara Smith are o droaie de copii. Apoi o să vină Coca, care are și ea o droaie de copii. Ia uite cine au venit! Briana! Ari! Lea! Ce faci, drag? Sunt foarte încântat că ziua lor. Vreau să văd cum reacționează. Cred că nu-și dă el seama foarte tare, dar o să aibă amintire. Cine s-a trezit plângăcios? Zac! Iubitul, gata! Gata. Cum se liniștește la tine? Semeni cu tati că-ți place carnea de pe grătar direct. Facem 2 echipe! Deci avem echipa lui Scarlett și echipa lui Briana. Și... Am câștigat-o noi! Bine că am pierdut decât să mă rănească. Când mi-am prins Emma acolo, dar nu mai puteam să-ți trag. Și ce se întâmplă aici cu sărbătoritul? Ce sărbătoritul? Nu știu. Da, o să știe când crește mare, o să vadă că e iubit. Toată lumea la masă! În partea acolo avem toată mâncarea. Îmi place pasta. Orez? Asta? E ok? Vreau să-ți spunești ceva ce îi dori. Să-i doresc să stea cu voi, în familie. Să fie cu tu
Dumnezeu în continuare. Am crește mare și ca să fie. O să nu plece de lângă voi. Să crește mare. Să crește mare și sănătos. Wow, super! Zac, Zac. Dumnezeu și-a adus aminte. Asta înseamnă numele tău. Te iubim din toată inima noastră. Te iubim mult. Și a venit tortul, adică tarta cu lime. Dragii, eu uite. Ce-i asta? Baie. Pentru baie. Wow. Baie. Deci asta este o chestie de pus în cadă. Vezi, cu ventuze, se prinde de cadă. Da? Ce tricou fain. Choice Noise Nasal Aspirator. O jucărie, ia uite. Un termometru, un pus în apă. Nevoia de hăinuțe niciodată nu se va termina. Și cadouri frumoase. Vă mulțumim foarte mult, foarte, foarte mult, vă mulțumim. După ce am cunoscut-o pe Maria și l-am scos pe Zac din spital, am ținut în permanență legătura cu ea și îi trimiteam poze. Nu, vorbeam cu ea, mereu mă întreba ce face Zac. La un moment dat mi-a spus că vrea să îl viziteze chiar de ziua lui și am stabilit o întâlnire, a venit în Brașov. A venit ea cu soțul ei, adică părinții lui Zac, au venit să-l vadă. Mi s-a părut drăguț că au venit cu un pachetel pentru el. A fost foarte, foarte așa, parcă am văzut că țin la el. Un lucru pe care am știut că îl vom face în legătură cu Zac este că vom lupta pentru el și ne vom sacrifica pentru el o zi sau o viață. Dar un lucru de asemenea pe care am știut că nu îl vom face este că nu vom lupta împotriva unor părinți care își doresc copilul. Am fost foarte temători că nu știam dacă vom da de acești părinți de bună credință, dar când au venit în vizită părinții lui Zac la Brașov, ne-am întâlnit cu ei la Starbucks, am stat, nu știu, vreo 2 ore, cred că minim, și le-am explicat toată istoria noastră cu el, toate detaliile. Am vrut să știe absolut tot ceea ce ar putea urma, toate posibilitățile și toate scenariile, iar ei să ia niște decizii și în asumarea acestor lucruri. Mi s-a părut o responsabilitate morală, în primul rând față de Zac și apoi față de ei. Și peste toate, înaintea lui Dumnezeu. După ce am plecat acasă și am revenit din nou, i-am văzut zâmbetul pe față, i-am văzut băiatul se repăcuse și un pic mai gras și un pic mai bioi. Și am zis, uite ce transformare face felul de a te purta cu copilul. Ce mi l-a venit. Da? Da, acum e așa de zi. Copilul nu-i numai să stai acolo și cu asta, gata, nu, te ocupi de el. Și mi-a plăcut așa mult zâmbetul lui. Altfel, și când i-am zis odată, Zac, el a bătut din mânuțe și a râs cu toată gurița lui și era atât de drăguț. Oh, ce bine-ți stă! Ce bine-ți stă! Ce scump e chiar acră. Pentru toți e o mare satisfacție, o mare binecuvântare, pot să zic așa. Că tu dacă te simți bolnav și vine cineva numai un pic și îți pune mâna pe cap, deja te simți îngheorat. Așa a fost și copilul ăsta, mângâiat. Fiecare venea, fiecare vorbea și deja îi vedeai cum crește bucuria în inima lui. Trebuie să folosim chestia asta de scos muculeți din nas. Eu o să trag aer pe aici și aici o să fie ca un fel de vacuum, ca un aspirator. Știi? Plânge, da. N-avem ce face. M-am ucis aici altfel. Gata.
Așa, gata. I-am dat tratamentul ăsta de chestia asta, așa. Și plânge și nu se mai oprește și nu știu ce are. Pare că se liniștește și nu pare. Dar cine-i trăit aici? Vai de mine! Lucrurile au rămas într-o ceață extraordinară, dar e ok. Ne-am obișnuit cu ceața. Cred că v-ați obișnuit și voi cu toate întrebările astea, că parcă nu se mai rezolvă odată, parcă nu ajungem la un consens, la o înțelegere a lucrurilor. Ideea este că a urmat o perioadă în care am mers cu el la București, a trebuit să îl investigăm din nou pentru că se împlineau datele în care trebuia să venim cu el la vizita medicală. Am venit cu el la consult și i-a căzut fața efectiv. Deci nu mai poți să-l faci cu nimic să râde. Cât de vesel era în mașină? Era vesel în mașină, tot, viața bună, tot. Când am intrat în spital, gata, simte-mă, știe. Nu te lăsăm aici, nu te lăsăm aici. Nu. Ține-i grăsunel. Ține-i grăsunel. Știi ce mic era atunci și uite ce mare e acum. Adică la preș, nu îi face. Deci asta pentru întăritura musculară. La abdomen. Okay. Vezi că el are tendința să stea, uite. Da. Da, și îi faci mult pe partea asta, pe părțile externe mai mult, vezi? Ții de aici și îi faci rotire așa. Și stânga și dreapta, nu te zipălea. Îl întorci pe o parte, vezi? Și îl ridici. El făcea, uite, vezi? Trebuie să-i sprijini aici pe cot și în mână, da? Ca să-l înveți să se ridice în fund, vezi? Că el se ridică. Ce tare! Ce tare, ce fain! Da. Și următorul pas este ca el să învețe să se ridice în picioare. Și îi pui, uite așa, o talpă jos dreaptă și el împinge și se ridică cu cealaltă, vezi? Și îi faci chestia asta în mod repetat. Bravo! Vezi? A fost ok, a trebuit să stau cu el, să-l văd cum plânge și cum e din nou, cum retrăiește trauma spitalului, dar a fost bine. Iar după asta a urmat să mergem în vacanța pe care o așteptam din iunie, vacanța cu autorul Lota și cu Rulota, cu toată familia noastră. Voi ați văzut vlogul? În tot ce ați văzut, el a fost prezent acolo, dar pe filmare nu, pentru că încă nu aveam acordul ca să facem publică povestea lui. Știu că și voi aveți întrebări, incertitudinea nu s-a încheiat nici de data aceasta, dar încercăm să răspundem la toate întrebările voastre și să facem lumină, poate într-unul din episoadele următoare.